Deci avem un sondaj de opinie făcut în perioada începutului de an 2011, din care rezultă foarte clar că PNL are 27%, PSD 35%, PC 3%, PDL 18%. PRM 3%, UDMR 3%, nu cred în asta cu 3%, pentru că UDMR-ul are un bazin electoral stabil. Partidul Poporului din România 8%. Deci este un studiu recent realizat în perioada 8-9 ianuarie prin metoda CATI pe un eșantion de 857 de persoane și o marjă de eroare de 3,4%. Deci împreună PSD-ul, PNL-ul și PC-ul ar avea după acest sondaj 65%. Eu cred că acest 65% i-a speriat foarte tare pe cei de la PDL și pe mulți dintre analiștii care sunt plătiți să spună anumite lucruri. Este o certitudine faptul că nu tuturor place această alianță și este o certitudine că pe mulți îi sperie această alianță. Eu cred că Partidul Național Liberal nu poate fi distrus de nicio alianță, dimpotrivă se întărește. Partidul Național Liberal a reintrat în istorie în 1989 cu 0% și a crescut de atunci constant prin fiecare președinte pe care l-a avut ca și președinte al Partidului Național Liberal. Așa s-a întâmplat cu venirea la plecarea domnului Chintus, care a lăsat partidul la, eu știu, 7%, 8%, 12% la un moment dat. L-a preluat domnul Tăriceanu, l-a dus la 20%, l-a preluat acum domnul Crin Antonescu, l-a dus la 25%, chiar 27%, cum vedem din acest sondaj. Eu cred că Partidul Național Liberal, prin toate alianțele pe care le-a făcut, fuziuni și chiar coaliții, a reușit să crească în mod constant, pentru că a dovedit în primul rând că este un partid de oameni serioși și un partid de oameni care știe și ce își dorește și care a lucrat în beneficiul populației românești.